Bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena, o ediție în care lansăm o nouă temă, o nouă temă pe care ne-o dorim constantă în profilul editorial al Cube TV, pentru că agricultura, despre ea, este domeniul care ar trebui să ne preocupe pe toți dintre noi, este un domeniu sau ar trebui să fie un domeniu strategic. Doi oameni implicați în acest sector, dar trebuie să spun că sunt onorată să am alături sau să avem alături de noi unul dintre specialiștii de mare calibru ai României în ceea ce privește sectorul agricol. Este profesorul universitar dr. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice. Îi mulțumesc tare mult și mă bucură revederea și faptul că se află alături de noi. Și Cosmin Mirișan, specialist în management strategic digital, pentru că vorbim, așa cum am și anunțat tema, mulțumesc Cosmin, pentru că vorbim despre provocările în fața care se află agricultura. Dar de asemenea vorbim și despre lansarea proiectului AgroSmart, despre un proiect despre care o să vorbim un pic mai târziu, în a doua parte, după ce vorbim despre tema mare, agricultura și provocările ei și agricultura românească mai ales. Dar o încadrăm un pic și în plan internațional. Vorbim și despre ceea ce va face Cosmin în zona de conținut și de provocare editorială AgroSmart, despre problemele agricultorilor, despre problemele agriculturii românești, despre provocările în fața noilor tehnologii ale acestora. Aș începe cu domnul profesor Valeriu Tabără, pentru că aș vrea să avem un plan general. Agricultura ar trebui să fie un domeniu strategic pentru România, pentru că vedem și ne-au arătat anii și ne arată și acum prezentul cât de important ar fi să avem un grad de independență. Mai are România această posibilitate? România are posibilitatea de a fi o mare putere agricolă și furnizoare de securitate alimentară. Nu neapărat numai prin producția agricolă primară, ci și prin ceea ce înseamnă prelucrarea produselor și valoarea adăugată. Și am să dau exemplu, una dintre firmele mari este acea combinat de la Curtici, de care se vorbește atât de mult. Pe de altă parte, este de neînțeles de ce sistemul agricol românesc nu poate asigura totalitate de necesarul de produse agroalimentare pe care le-a putea produce cu multă ușurință, de pildă domeniul legumelor și fructelor, mai vorbesc de carne de porc. Din păcate, în ultimii ani s-a accentuat și nevoia de a importa produse lactate și chiar lapte, de ce nu chiar foarte multe alte produse de importanță colosală pentru ce înseamnă producția agroalimentară a României. Puneam la o întâlnire cu unul dintre foștii prim-ministri ai României, ar trebui făcut o analiză a balanței comerciale a României și în principal la soldul acestea, care din păcate este dependent în proporție de aproape 70% direct sau indirect de ce înseamnă agricultura României. Să nu uităm lucru care, repet, este extrem de real și care are extrem de multe costuri ale sistemului agricol românesc, și anume este faptul în domeniul inputului. Cu excepția seminței de grâu, noi importăm aproape tot, inclusiv ceea ce înseamnă tehnica pe care noi ar trebui să o folosim la noile programe, inclusiv la ce înseamnă digitalizare, informatizarea agriculturii și care, practic, ne lipsește și trebuie importată. Asta nu înseamnă că noi vom reduce costurile, ci din contră, prin importuri și dependența de importuri, crește mult prețurile. A doua problemă este importul de produse agroalimentare și anume produse alimentare pe care noi le putem produce cu multă ușurință, având un sector de producție primară și special de cereale foarte bun și chiar performant la nivel european. Refer aici la carnea de porc, în special la produsele lactate, de genul și legume și fructe și multe, multe altele. Deci în lipsă de asemenea de specialiști până la urmă în anumite domenii. Uitați-vă pe bunățările funciare, dar riscăm și alte domenii în care să ne lipsească specialiști cu toate
toți absolvenții pe care avem de bine de învățământul superior. Aceasta este o întrebare. De ani de zile, și aici vreau să ne adaug ceva, noi ne adresăm ca politici și ca decizii strategice doar la circa 40% din potențialul României. Adică am văzut numai pe agricultorii mari și nu am văzut pe ceilalți mijlocii și mici, cei care se constituie ca și mortal într-o zi de clădire. Ei sunt cei care dau trăinicire și, dacă vedeți, exemplu tipic este al Italiei din Europa. Iată, sunt câteva probleme marcante și pe care noi avem, nu mai vorbesc și mai adaug încă unul, faptul că cercetarea agricolă românească, care are o vechime de aproape 100 de ani ca sistem extrem de bine organizat, din păcate a fost slab finanțat și, sigur, el lucrează chiar la nivel de performanță, dar nu acolo unde ar trebui să fie pentru a asigura soluții la problemele mari cu care se confruntă nu numai agricultura, dar în spirele la spațiul rural românesc și economia rurală. Ați făcut o radiografie atât de completă și complexă, ați cuprins aproape toate zonele și tot ceea ce înseamnă suferința României de aproape peste 30 de ani. Ce... Dacă îmi permiteți, ar mai adăugat ceva. Vă rog. Noi suntem preocupați foarte mult și de sursele naturale care stau la baza aceștia, este vorba de pământ, apă și biodiversitate. Și chiar aș aduce în discuție problema aceasta a unei inventarierii, a unei probleme care trebuie să fie mai bine perfecționate, scoase de sub egida birocrației, inclusiv pe sistemul de informatizare, colegul de emisiune, cred că poate spune mai multe din acest punct de vedere. Ce vreau să vă întreb? Când am pierdut frâiele? În urmă cu cât timp și de ce? De ce le lipsește o strategie în zona asta? De ce nu ne-a preocupat de la nivel prezidențial care ar fi trebuit inclusă agricultura în zona prioritară strategică a României? Este e vital să se pună acest. Din păcate, cred că după 1990, când România a trecut la un alt economie, decizii politice, în domeniul social. Nu am făcut-o în baza unei strategii și a unui plan național. Deși s-a încercat în anii 90, în acel dialog de la Slagău, condus de academicianul Costolache, el nu s-a finalizat într-o strategie care să fixeze evoluția României în obiective pe termen mediu și lung. Ori fără o astfel de strategie, este greu să conduci numai pe programe pentru perioadă scurtă de timp, bazate pe politici, pe programe de doctrină politică și să nu le duci o astfel de strategie în Parlament, obiectivele fiind fixe, căile de atingere obiectivelor fac parte din doctrinele politice, ale oricărui partid în parte. Acest lucru ne-a lipsit și ca urmare, miniștrii care se duc chiar în domeniile acestea fundamentale, eu vorbesc din proprie experiență, în minister nu prea găsesc strategiile pe termen lung. De fiecare trebuie să-și facă o anumită strategie. Sigur, în ultimii ani de la integrare ne bazăm pe o anumită strategie a Uniunii Europene, dar, repet, ea nu este suficient. Ea trebuie să fie într-un element de complementaritate cu o strategie națională în domeniul agroalimentar, dar securității alimentare, de gestionarea surselor pe care le avem inclusiv cele umane, în așa fel încât să răspundă acest lucru. Din păcate, acest lucru nu l-am avut. Nu avem nici asta. Ați fost ministru al agriculturii. Este greu și cât de dificil este să se facă o astfel de strategie? Cât timp ar dura? Mai ales că acum agricultura e în fața altor provocări. Să știți că pentru un ministru nu este greu să-și facă strategia. Și eu am făcut de 2 ori am fost ministru, ne primind aceste strategii, mi-am făcut eu pe anumite obiective, sigur, în corelație cu ceea ce simțeam că sunt nevoile României. Așa a fost și în 1994 când am dus. Ce sunt aceste strategii elaborate? Atunci mă gândeam la 2010 și apoi în 2010, când am ajuns ministru, tot acolo mi-am construit strategiile sectoriale cu viziune 2020. Iar la Academia de Științe Agricole și Silvice, de când am venit aici, am construit strategiile, sigur, legate de cercetare, dar atingând și probleme de agricultură cu obiective 2030.
ele nu sunt suficiente și poate că numai viziunea unui grup restrâns de oameni nu este suficient. Când s-a văzut acest lucru, în primul rând și vreau numai să te adaug, noi n-am gestionat cu resursele naturale. În primul rând solul, unde este aproape un dezastru de evidență și o găsesc nicăieri foarte clară. De asta spuneam că un domeniu n-am gestionat bine sursele de apă, cu irigații, nici cercetarea agricolă, pentru că limitările de producție din sudul țării sunt datorate numai lipsei de irigații, iar și a viziunii legate de tipul de plante, de cultură pe care trebuie să le cultivăm în aceste zone. Bun, asta ar însemna că lăsăm totul la nivelul parlamentarilor sau cum se poate regla asta? Poate să vină și din partea micilor producători să se asocieze marii producători, să își unească forțele și să creeze presiune și de acolo... În primul rând aș vrea să vă spun legat de problema asocierii. Se discută extrem de mult, dar părerea mea că nu totdeauna se atinge problema de fond. Și spun acest lucru pentru că cunosc foarte bine sistemul de organizare a agriculturii din Baden-Württemberg și alte câteva landuri germane. Aș putea spune că formarea ea pe acest domeniu este format pe linie germană. Și le mulțumesc multor cu care am avut discuții. Cred că asociațiile pot fi puternice numai dacă sunt membrilor puternici. Și noi nu prea am făcut acest lucru. Numai asocierea simplă și cu oameni care nu cunosc anumite probleme sau nu sunt susținuți suficient, nu putem să facem asociații tainice. Pe de altă parte, inclusiv cei mici trebuie instruiți într-un anumit fel și iar dau exemplu german, aceea că un fermier în devenire și în dezvoltare trebuie să fie foarte bine pus la punct și să aibă o școală, o profesionalizare în domeniu. Vă dau exemplu din Germania, lucru pe care îl învață în școlile de instruire, care învață să facă un plan de afaceri, să discute, poate dezbate un plan de afaceri, să aibă știința comunicării și în același timp știința parteneriatelor. Nu sunt neapărat foarte multiple, dar sunt parteneriate în Germania care se păstrează de aproape 100 de ani. Ori n-am fost în stare încă să construim astfel de parteneriate în care câștigul să fie reciproc și structura respectivă să cuprindă și partea aceasta de înțelegere profesională a domeniului atât de complex care este agricultura și spațiul rural. Domnule profesor, cine ne împiedică să începem? Cred că noi ne-am împiedicat. Și care ar fi calea? N-am fost suficient de realiști și îndrăznesc să spun că de multe ori aceste programe care ar fi răspuns necesităților unei națiuni și unei țări au fost subornate unor interese mai mici de grup sau de ce n-ar spune chiar personale. Am întâlnit și astfel de situații. Știți de ce? Pentru că acum ne ascundem în spatele voinței sau directivelor sosite de la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ne aduce importurile în țară. Uniunea Europeană a desființat sectoare întregi de producție. Uniunea Europeană nu permite. Este foarte ușor să se vehiculeze în spațiu public de către diversi sau diverse cercuri. Este ușor să spunem că cei implicați în sectoarele de producție sau în partea, în agricultură în general, inclusiv că ea de agricultura de bază sau chiar producția mare, să spunem că nu au acces la resurse și că nu pot să țină pasul cu timpul. Ce este de aici legendă și ce nu? Ne-a impus în Uniunea Europeană directivele? Ne impune să mâncăm produsele din... Ca unul care am umblat la Uniunea Europeană de foarte multe ori, am fost ministru agriculturii și perioada în care România era țara asociată în Uniunea Europeană, chiar într-o chestiune de coordonat, pentru că nu aveam experiența aceasta de relații internaționale, dar este o câștig divers. Apoi, ca ministru în țară membru a Uniunii Europeană, chiar vreau să vă spun că Uniunea Europeană este de vină de ceea ce am făcut noi în România. De multe ori, parcă ne scuzăm, spunând că alții ne-au dictat. Nu, vina ne aparține, pentru că am lăsat pe alții să dicteze. Uniunea Europeană nu este ar trebui să fie o sperietoare. Și când ne ducem acolo, trebuie să fie în primul rând un anumit tip de curaj, de ce nu și o documentare bună, și capacitatea de a argumenta ceea ce înseamnă particularitățile României în agricultură.
să mergem să le susținem astfel încât ele să fie incluse în măsurile și recomandările europene, care se corespunde sigur și la nivel european, dar se corespunde și respectiv de fiecare țări. Iar în țările membre ale Uniunii Europene, România este o particularitate și prin climat și prin comportament și faptul că este un sector teribil de important pentru economie, este o populație activă destul de numeroasă, peste 20% în continuare. De asemenea, participarea la produsul intern este de asemenea mare, asta înseamnă că alte sectoare nu sunt suficient de bine dezvoltate, astfel încât să crească și să reducă ponderea agriculturii, care reducerea nu este legată de neperformanță. Este legată de performanță. Pe de altă parte, noi n-am fost pregătiți. Noi românii, atunci când am modernizat agricultura atâta cât am modernizat-o, disponibilitatea forței de muncă să putem prelua în alte țări, în alte sectoare economice. Ea a trebuit să plece în străinătate, dar am pierdut, se pare și în opinia mea, oameni deosebit de valoros din lumea statelor și din lumea activităților agricole și lumea agricole din spațiul rural. Ne mai vorbim că s-au și depopulat satele. Păi tocmai de asta vă spun, au contribuit și alte măsuri, de pildă modul cum am văzut instituția școlară. Discutam chiar zilele trecute la Academia Română problema unor principii pentru că se elaborează un scop de obiective la Academie legate de educație, care a fost și care este principiul de bază și ce consecințe au elevul la profesor sau profesorul la elev. Astea sunt două lucruri de care depinde siguranța copiilor latinilor, a copiilor tineri din spațiul rural, dacă mai stă sau nu stă, sau se duc undeva aproape de școală. Eu am militat atunci când s-a dat problema pentru ceea ce înseamnă profesorul la elev. Sigur, cu toate stimulentele ca să putem avea elevii, profesorii și elevii mai mici de deplasare și mai mari la ceea ce înseamnă învățare. Dar mai sunt câteva lucruri pe care noi le-am acceptat foarte mult de ușurință expuse din interior. Dacă vă amintiți programul Sal și Asal din perioada 1997-2000, vreau să vă spun că am avut o discuție cu reprezentanta Frântului Mondiale din acea perioadă, doamna Frântul Arman, cu care am avut multe discuții, care îmi spunea că nu știa atunci la trimise aceste misiuni, că sunt atâtea probleme privind reușita celor programe care erau stabilite din exterior, care au slăbit teribil de mult, dar aplicarea lor e justificată. Acum continuăm să facem programe, să ne bazăm pe indicatorile de afară, fără să luăm în calcul capacitățile noastre, inclusiv ale universității și instituțiilor de cercetare, care cunosc mai bine realitatea. Eu m-aș referi aici, inclusiv la legea aceasta a pensiei. Legea salarizării, ele pot veni elemente clare și foarte bine cunoscute din exterior. Specialiștii numărul 1 trebuie să fie din interiorul țării cei care sunt formați și care sunt și formatori. În același timp, dar în același timp, trebuie să fie și consilierii primului ministru sau guvernului sau președinților României sau tuturor celor care au decis, lucru care nu se face, din păcate. Să știți că cred că am putea să vorbim despre problemele acestea. Cum facem față provocărilor, noilor provocări? Avem problemele de bază la care ați făcut, exact cum spuneam, o radiografie exactă și completă. Dar, totuși, ca să putem să facem pași, avem nevoie ca startul sau ceea ce consolidăm de acum încolo să aibă la bază noile tehnologii. Pe toate aceste probleme, România totuși trebuie să se alinieze și agricultorii să își însușească noile tehnologii. Este greu sau este ușor? Și o să-l rog pe Cosmin, dacă are să vă întrebe. Mi-aș permite, înainte de vă rog. A intra colegul din emisiune, dumneavoastră ați atacat un lucru excepțional. Dacă ați urmărit discuțiile actuale de la Uniunea Europeană, care nu sunt chiar actuale, ele sunt de mai mult timp. Acolo se discute de noile tehnici de cercetare, de ameliorare, de crearea de forme care răspundă mai multor cerințe, inclusiv a ceea ce înseamnă contracararea efectelor negative ale schimbărilor climatice, problemele de mediu.
Ei, pentru aceste noi tehnici care sunt la această dată prezente în lume, și vă dau exemplu Canadei, Brazilia, Argentinei, Africii de Sud și mai sunt și altele, ca să nu începem cu Statele Unite și Israelul, au dus la rezultate excepționale. Ar mai spune că fără aceste tehnici noi, inclusiv cele de automatizare, digitalizare, informatizare, agricultura și mai ales securitatea alimentară în viitor nu este asigurată pentru la nivelul la care se așteaptă. Și poate crea, dacă nu le aplicăm și nu le dezvoltăm, momente de criză, consecințe dintre cele mai grave, care se depune la nivelul social și, pe urmă, la nivel personal sau de grup. Eu mă bucur că este prezent un reprezentant acestor noi elemente, care sunt de mare importanță în viitor. Noi trebuie să avem însă capacitatea de a le aplica și să începem cu domeniile care date apoi ca exemplu și efectele economice care pot să fie domeniile. Cosmin Mirișan are și contactul direct în ceea ce privește deschiderea celor care își desfășoară activitatea în zona agriculturii față de noile tehnologii. Cât de deschiși sunt sau cât de reticenți sunt sau cât de temători sunt? În preambulul emisiunii noi am avut această discuție și în care spuneau că nici și cei mai vechi dintre agricultori sau vechi agricultori se tem de noile tehnologii, invocând diferite costuri ridicate, lipsa de informație sau ceea ce le poate aduce ca beneficiu. Aș vrea să-l rog pe el să ne spună, pentru că are informațiile direct de la surse, de la mai multe surse. Da, mă confrunt cu asta în fiecare zi. Cum a spus și domn profesor, foarte bine a punctat, sunt niște chestii elementare. Ok, vorbim de agricultură, de importanță ei strategică pentru țară, dar avem unul, planificare, partea de strategie, care, din păcate, nu lipsește doar în domeniul agriculturii, lipsește cumva la nivel general. Avem o parte de strategie. Dacă o facem și o facem bine, după aia urmează partea de implementare a strategiei. Degeaba avem o strategie dacă o ținem în sertar. Cred că sunt pline sertarele de strategii. Avem nevoie și de o parte de implementare. Dar ca să avem partea de implementare și de strategie dusă până la capăt, avem nevoie și de o educație. Agricultura este puțin atipică ca și domeniu. De ce? Combină foarte mult politicile publice care vin de la nivelul guvernului cu o componentă privată foarte, foarte dinamică. Agricultorii trebuie să înțeleagă că ei trebuie să stăpânească foarte bine această componentă privată. În primul rând, când știu agricultori care de 3-4 ani de zile sunt pe pierdere, lucrează pe pierdere, dar niciodată nu s-au gândit în ăștia 3-4 ani de zile cum aș putea să fac reduceri de costuri. Orice companie din domeniul privat, în momentul în care este pe pierdere, primul lucru pe care îl face, se gândește la reducere. Face o analiză. Face o analiză și se apucă de reducerea de costuri. Asta e primul lucru care se face în privat. Agricultorii nu fac asta. Dar se poate face? Pentru că cei mai mulți dintre ei, doamnă, mie nu mai îmi rentează. Sunt cei care cultivă terenurile și dacă vine, știu eu ce, orice fenomen sau apare orice boală, ei la un moment dat spun eu lucrez pe pierdere. Există soluții astăzi? Soluții astăzi există. Exact ce spuneați amândoi, că noile tehnologii de fapt ne aduc exact zona asta de a diminua costurile sau ne-ar diminua costurile. Da, și mai ales digitalizarea și partea de tehnologie făcută bine, făcută cu o strategie coerentă și consistentă și implementată, evident în timp, că nu putem să implementăm o strategie peste noapte, duce la reducerea de costuri, dar în primul și în primul rând ar trebui renunțat de către agricultori la acea reticență față de tehnologie. Ei văd că nu pot găsi oameni, nu mai pot găsi zilieri, nu mai pot găsi, e foarte greu cu forța de muncă. Dar nici nu se îndreaptă pe partea cealaltă către tehnologie care i-ar putea ajuta. Le este teamă de costuri? Noi în România avem această temere și este și o informare greșită. Dacă apelăm la noile tehnologii, ne cresc costurile de producție. Se scumpesc produsele, nu mai au cum să le vândă, că cei mai mulți dintre ei nici nu au piață de desfacere.
Da, nu este costisitoare. Adică dacă se pun să-și facă niște calcule, cum ziceam, strategia trebuie făcută pe termen lung. Dacă se pun să-și facă niște calcule pe termen lung, vor vedea că la final este mai profitabil. Adică pentru ei o pierdere foarte mică de 2-3% pe an poate să facă diferența între profit și pierdere. Iar dacă își fac această strategie pe termen lung, vor vedea că de la an la an le vor crește... În primul rând, productivitatea și profiturile. Știți de ce voiam, domnul profesor, să vă întreb și am legat-o și de academie și de ceea ce înseamnă cercetarea, dar și zona de educație, pentru că sunteți și profesor universitar, pe lângă ați pregătit nenumărați specialiști, încă sunteți în contact cu toate universitățile de profil din țară, cu școlile care pregătesc în acest domeniu, chiar și școlile nu știu, cred că liceale sau de învățământ la distanță. De undeva, chiar și vechii agricultori, ar trebui să înceapă educația și o informare în acest sens. Se face? Există vreun program în România care ar putea să genereze informații sau la care ei să se raporteze? Au de unde să-și ia informația? Sigură, bineînțeles. Eu aș aduca și mă bucur că se suprapune punctul de vedere pentru ceea ce spunea domnul Merișanu, și anume tehnică și tehnologie. Ne spunem de foarte mult că nu este suficient să ai tehnică înaltă, dar nu știi să o folosești și mai ales să ne adapteze tehnologiile în funcție de această tehnică. Subscriu în totalitate la ceea ce spunea domnia sa legat de ce înseamnă eficiența. Și am remarcat și eu exact cu ceea ce a spus colegul de emisiune. Pe de altă parte, adaug la ceea ce spunea dumneavoastră ca și comentar și faptul că noi avem o legătură, că am dezvoltat aceste legături cu instituții de cercetare și universitare din străinătate, inclusiv academice. Aproape pe toate continentele avem aceste legături. Din păcate, sursele financiare ne permit să putem dezvolta mai în profunzime astfel de chestii. Dar ceea ce este cel mai important la noi, ca învățământul, și nu e vorba numai de învățământul universitar sau cel liceal și profesional, ci ceea ce înseamnă formarea profesională continuă în funcție de tehnologia care apare, de tehnica care apare, tehnică și tehnologie, ca să fii capabil să așezi tehnologii în concordanță cu ceea ce înseamnă dotarea tehnică. Or, noi n-am făcut acest lucru. Pe de altă parte, aș mai adăuga un element foarte bun și nu este unul nou ca abordare în România. A fost și prin 1828-29 de către profesorul Manoilescu, unul dintre mari economiști ai României, în relație directă cu cei care vedeau agricultura României într-un sistem cantitativ. Și atunci se spunea că trebuie să adoptăm noile tehnici în așa fel încât să dezvoltăm și celelalte sectoare adiacente agriculturii. Extrem de importante pentru ceea ce înseamnă eficientizarea și eficiența agriculturii în sinea ei. Faptul că noi producem și avem utilaje performante nu înseamnă și performanța unităților de cercetare, pentru că reducând costurile, și acesta este elementul esențial pe care trebuie să-l înțeleagă mulți, și nu să crești costurile inclusiv prin un anumit tip de creditare, este reușita pentru durabilitatea sistemului. Altfel, poți funcționa 2-3 ani și după care să te trezești într-o situație dificilă. Cum putem să le oferim celor care fac agricultură de atâția ani, dar care se confruntă cu lipsa de viziune sau să-și îndrepte pașii spre noile tehnologii, să aibă curajul? Cine ar putea să facă asta? Să ieșim din conservatorism, în primul rând. Și în al doilea rând, să ieșim din ceea ce cred unica agricultura este o activitate extrem de ușoară și care o poate face oricine. Ea nu poate fi făcută astăzi de oricine, sigur, ea poate fi făcută de oricine și ca un hobby și așa mai departe. Dar dacă vrei să ai performanță și să ai durabilitate în activitatea ta, să ai continuitate inclusiv pe generații, atunci este nevoie de o adaptabilitate la ceea ce înseamnă noile condiții. Și la ceea ce înseamnă resursele, dar mai ales ce înseamnă marile descoperiri din cercetare în domeniul respectiv. Tehnologia informației și digitalizarea și nu numai atât, automatizarea sistemelor,
sunt elemente esențiale pentru ceea ce înseamnă securitatea alimentară în viitor. Să nu uităm și aș vrea să aduc în actualitate primele măsuri luate după al doilea război mondial de către țări distruse de război, cum a fost Germania și Japonia. Deciziile au fost în domeniul agriculturii și în paralel cu ceea ce a însemnat dezvoltarea sistemului tehnic național. Adică nu bazat pe importul de tehnică, ci producția de tehnică în interior. Și sigur, pornind de la aceasta și perfecționarea tehnologiilor. Dar primul și cel mai important lucru este că oricare tehnologie ar veni, trebuie să îmbunătățească și să dea garanții că sistemul de securitate alimentară este îmbunătățit și că, nu numai atât, creează premisele ca orice categorie de cetățeni să ajungă la hrana de care are nevoie zilnic și el, și familia lui, și ceea ce înseamnă durabilitatea de viață. Aș vrea să vă întreb pe amândoi, pentru că ați atins un subiect destul de sensibil și cred că intens trăit și până la urmă interpretat în diverse moduri pe rețelele de socializare, mai ales unde suntem specialiști în toate. Securizarea alimentară, securitatea alimentară, digitalizarea, în ce mod ajută securitatea alimentară? Securitatea alimentară și tot ceea ce ar însemna producția românească, ce ar însemna asta ca pentru agricultura din România, ce ar însemna pentru România? Cu ce ajută digitalizarea sau tehnologiile noi să ne confere acea securitate a alimentelor? Vă rog, domnul profesor. Ne trebuie să schimbăm o paradigmă fundamentală și să fim conștienți că există această posibilitate. România nu trebuie să fie dependentă de import de securitate alimentară. Este una dintre marile greșeli și, după părerea mea, atentează inclusiv la securitatea națională un astfel de concept. Și el, din păcate, se dezvoltă în continuare, ceea ce nu e bine. România poate fi, prin ceea ce ai combina ca structură tehnică, tehnologică și ceea ce înseamnă noile tehnici utilizate și rezultate din cercetare și din activitățile performante a unor companii, pentru că ele vin și din sistemul privat, să fie exportatoare în viitor de securitate alimentară. Și are această posibilitate. Spuneam cu ani în urmă că România, dacă ar merge pe sistemul de performanță, ar putea hrăni peste 80 de milioane de oameni. Iată că nu suntem în stare să hrănim la nivelul de producție interne sau surse interne cele 15-18 milioane de locuitori pe care avem noi, ceea ce nu este bine. Doi, România nu se poate baza pe o securitate reală, nici regională, nici continentală, dacă nu și-are asigurată din propriile resurse securitatea alimentară. Am pus această problemă atunci când s-a declarat starea de alertă și de necesitate din cauza pandemiei. Am întrebat o instituție a statului ce trebuie să înceapă. Verificarea rezervelor de la rezerva de stat. Care sunt stocurile care avem acolo? A doua și foarte importantă, pentru că suntem dependenți de aceste supermarketuri, de rețele, care în general sunt cu capital străin, care este rezervorul lor de aprovizionare și pentru cât timp în cazul unei crize prelungite. Cum se preconizează așa acum, Doamne ferește de un război. Cum poți aduce, de pildă, să-ți aduci legumele și fructele și carnea și laptele din alte părți, când noi practic ne-am neglijat aceste sectoare. Nu mai vorbesc de ce înseamnă construcția și reconstrucția sistemelor de a produce tehnică pentru agricultură și mă refer aici de la plug, grapă și până la ce înseamnă computer și sisteme informaționale. Ele sunt și chestiuni și m-am bucurat zilele trecute pentru că ascult și pe candidații făcând și o politică la un moment dat. Care este elementul nou cu care se vine? Și am auzit pe unul discutând, pe unul dintre candidați, venind cu problema industriei, deci reindustrializarea României. Este o problemă pe care noi am discutat, sau România s-a discutat în anii 1928-20-30. Cred că este un lucru bun, dar și în cadrul acestei industrie, acestui sector, trebuie să ierarhizezi niște priorități. Și bănuiesc, și nu numai că bănuiesc, primele acestea de tehnică informațională, deci tot ce înseamnă elementul de ușurare, de reducerea costurilor. Cred că trebuie să fie să primeze. Acum, dincolo de ele, formă este tehnica agricolă de înaltă ținută, adaptată iar pentru condițiile României. Mă întorc și vorbesc și o să-l întreb și pe Cosmin ce ar însemna
din perspectiva securității alimentare, o digitalizare într-o scară mai mare, ce ar aduce la elementul de securitate? O să vă dau un exemplu ca să înțelegem ce poate tehnologia acum și ca să înțelegem ce s-ar putea face cu tehnologia de astăzi. Nu vorbesc de tehnologia de mâine sau de peste următoare. Care trebuie să spunem că tehnologia de mâine se pregătește de astăzi. Deci dacă noi nu adoptăm pe asta de astăzi, nici mâine nu o să fim pregătiți. Dacă noi nu folosim pe asta de astăzi, probabil nu o să știm să o folosim pe aia de mâine. Orice amânăm înseamnă, de fapt, o rămânere în urmă, în urmă, detrimentul exact. Oricărui... Ținând cont că acum, de exemplu, noi putem să urmărim o boabă de floarea soarelui din câmp până în magazin, ce vorbea și domn profesor despre stocuri, noi am putea să știm exact la kilogram ce stocuri avem. Și la nivel național. Deci tehnologia ne permite să urmărim planta de la creșterea ei, de la, din momentul în care iese din sol până în momentul în care ajunge în saci sau în făină. Iar noi avem o problemă foarte mare la nivel național, nu reușim să închidem lanțul. Adică noi, ok, producem cereale, dar trebuie să le și procesăm și să le aducem pe piață toate fără să le scoatem din teritoriul României. Aici iar avem o problemă. Sau când scoți din teritoriul României să fie exact ceea ce ar fi dar nu dus este la export, după ce se acoperă necesarul din România, nu? Din păcate, nu se face acest lucru. Și aici se pierd foarte mulți pași. Tehnologia ne ajută să gestionăm absolut tot ce avem într-un mod cât mai real. Pentru că avem probleme în agricultură, sunt probleme naturale, cum am avut anul ăsta seceta. Astea pot interveni, dar vedem exact cât avem, cu cât ne scade producția, pe județe, pe localități, pe terenuri. Vorbea domn profesor, a punctat foarte bine și de partea funciară acolo. Iar este un dezastru. Tehnologia ne poate ajuta să vedem exact câte terenuri agricole, ce semănăm, în ce cantități și așa mai departe, să ne putem baza. Dar astea, ca să putem să avem toate informațiile astea, tehnologia ne ajută să avem informațiile astea. Dacă o implementăm, putem să aflăm toate informațiile astea, dar trebuie să o implementăm. Și aici, din punctul meu de vedere, tot ajungem cumva discuția în cerc la o problemă de educație. Pentru că în agricultură, chiar dacă pare un domeniu cumva mai fundamental și mai rudimentar, este tot o profesie liberală, ca să-i spun așa. Cum un avocat trebuie să învețe constant schimbarea legii sau un economist trebuie să învețe constant schimbarea din domeniul economic, la fel și un agricultor ar trebui să învețe constant tehnologia pe care o are la dispoziție. Și în momentul în care implementează tehnologia pe care o are la dispoziție, în mod gradual, vom ajunge să putem monitoriza. Ce ar trebui să învățăm din asta ca să trecem din registrul teoriei la registrul practic? Trebuie să înțelegem că totul este la nivel de voință politică. Tot ce s-a încercat sau ce nu s-a făcut până acum, mai degrabă ce nu s-a încercat și nu s-a pus în practică, se datorează într-o proporție foarte mare acelor oameni care ar fi trebuit să elaboreze și să nu numai să elaboreze, să treacă și la următorii pași de a pune în practică o strategie. De asta este foarte important că ați amintit dumneavoastră, domnule Valeriu Tabără, despre faptul că ați auzit un politician, un candidat care a vorbit despre industrializare sau despre ceea ce ar însemna punerea unei baze în industria, în producție. Haideți să vedem așa, ceea ce numim în Parlament, ceea ce numim și ceea ce cui dăm credit, la un moment dat ar trebui să aibă la bază o platformă pe care fiecare ar trebui să și poată demonstra că poate să o ducă la capăt. Trebuie să ne trezim și noi românii și să știm cât de importantă este agricultura pentru noi, pentru că începem să ne temem de produsele venite sau când începem să blamăm atât de mult importurile și că nu mâncăm produse românești, dar pe de altă parte nici cetățenii, nici cei pe care îi girăm să facă ceva, o strategie și o politică în acest sector, nu facem. Nici noi nu cerem cum trebuie, dar nici cei din domeniul agricol ies
în stradă sau ies și revendică atunci numai când le-a ajuns cuțitul la os, când își văd animalele care dispar din gospodării sau când recoltele le sunt puse la pământ de diferit factori, naturali sau de altă natură. De altă, când, știu eu, o boală este de atingere, fără să se aibă o constantă în a-și revendica problemele și nevoile de preventiv, cum ar veni, din timp. Cum trecem de la teorie la faptă și cât timp ne-ar lua? Stimată doamnă, ați atins o problemă deosebită, legată, sigur, și de momentul care îl avem acum și care urmează în următoarele luni să definitiveze o anumită formă de abordare politică în viitor. Pentru că sunt mulți dintre cei care cred că meseria de politician e o meserie. Aș vrea să le aduc la cunoștință că meseria de politician și politicianismul nu este același lucru cu omul politic. Așa cum omul politic nu este suficient dacă nu este și om de stat. Atunci când te duci în politică, trebuie să știi precis că ai niște responsabilități și nu mai vorbe goale. Din păcate, în istoria României au fost puțini oameni politici și oameni de stat. Poate că unul dintre cei mai mari a fost Alexandru Ioan Cuza, despre care nu vorbim foarte mult. Și au mai fost și alții, 4 sau 5, dacă îi numărăm și analizăm corect. Ce trebuie să înțeleagă cel care se duce într-un parlament sau într-o structură guvernamentală? Că a face politică nu este numai de dragul de a fi un meseriaș politician de vorbe goale, sau de vorbe în vânt, sau vorbe de moment. Cele sunt niște angajamente pe care trebuie să le iei. Să este responsabilitatea omului politic și eu nu sunt ideile mele, le-am preluat și eu de la alții. Oamenii care își propun, de fapt, obiective care depășesc interesele lor proprii. Omul politic și omul de stat, indiferent la ce nivel este, se depășește pe el ca interese. Dacă el vede că prin politică se realizează pentru o anumită stare socială, atunci ne merităm soarta. Politica și omul politic nu are numai avantaje, are și sacrificii. Dacă nu știe să le facă și nu știe să se pună în slujba unei idei sau unui... Este dispus să le facă. Nu are sens să meargă acolo. Sau nu este dispus să le facă. Absolut. Pe de altă parte, omul politic trebuie să recepteze foarte bine ceea ce este nou. Și nu să se încramponeze niște chestiuni. Sigur, conservatorismul își are valorile lui de identitate națională, de identitatea unor căi, a unor particularități, dar ceea ce înseamnă progresul înseamnă elemente de adaptabilitate. Și vă dau un exemplu, citind o carte legată de anumite puncte de vedere legate țăranii al lui Mihai Eminescu, un super conservator român. Poate că este singurul domeniu a ceea ce a însemnat reformele agrare față de care Mihai Eminescu a avut o anumită reținere, ca să nu spun mai mult. A fost elementul așa de împingere spre un conservatorism care era uneori exagerat, așa cum se întâmplă și la Uniunea Europeană, în care politica este desprinsă de bazele științifice, de argumentele care te pot duce la căile pentru realizarea unor obiective. Și părerea mea că aici este greșeala de abordare la nivelul Uniunii Europene, a se vedea eșecul cu Green Deal-ul și nu numai. Pentru că n-a fost judecată din punct de vedere al esenței și să țină seama de rezultate practice obținute la nivelul unor sisteme economice, cum este Brazilia, Argentina, Canada, și iar revin, nu dau exemplu nici Israelul, nici Statele Unite ale Americii, pentru că acolo se înțeleg niște atitudini excepționale față de cercetarea științifică și chiar a Chinei și nu numai. Deci aici este marea problemă. Și aici este cheia. Absolut, e cheia. Pentru că uneori oamenii privesc ușor anumite momente referindu-se doar la posibilitatea de a pătrunde într-un anumit sistem, cum este cel politic. Nu, pătrunderea într-un sistem politic înseamnă principii clare, idei clare, argumente și de ce nu de a gândi. Și un scop? Și un scop? Un scop care să vină să servească. Un obiectiv, dar nu personal, că m-am realizat prin politică pe o anumită scară. Ca să vin la dumneavoastră,
Nu întâmplător am abordat problema din unghiul acesta, pentru că până la urmă atât agricultorii sau tot ceea ce înseamnă zonele conexe, serviciile din jurul agriculturii, ar trebui să-și desemneze să-și aleagă acei reprezentanți sau să îi desemneze și să le încredințeze acelor politicieni care au încrederea, acelor politicieni care au proiecte clare pentru zona de interes. În momentul în care îl vezi pe unul dintre politicieni care o are o platformă și știi că se duce cu astfel de obiective și vine să ți le propună, până la urmă alegerea ai spre acestea, fiecare domeniu să-și aleagă specialiștii în funcție de, sau politicienii care au un program și care să ajute un domeniu. Și slavă Domnului că spre zona de agricultură și de servicii și de alte zone adiacente, sigur s-ar crea o masă destul de consistentă de alegători. De asta și noi, cetățenii, ar trebui să conștientizăm că nu o listă este importantă sau criteriul de mare amiciție și prietenie, chiar dacă ești și membru de partid, dacă știi că lucrurile o iau razna numai pentru că votezi o listă, o înșiruire de nume, care se duc în Parlament și se alfabetizează sau ridică mâna fără să știe de ce e cu ei acolo. Undeva trebuie să ne trezim. Pentru că se creează programe de moment, de campanie electorală, fără ca ele să fie materializate pe urmă în responsabilități, profesor, din aceste programe. Domnul profesor, eu am așa o teorie, să-mi o infirme cineva. Eu cred că numai se schimbă topica și cumva datele de pe programe. Eu cred că rămân cam aceleași. Noi vorbim de vreo 30 de ani de aceleași problematici la nivel teoretic, dar practic nu se simte nimic. Cred că spațiul de dezbatere publică să evită problemele esențiale, pentru că e mai ușor bârfa aceasta, că a zis ăla nu știu ce, și atunci o seară întreagă stai și asiști pe toată mass media ce a zis nu știu cine despre nu știu cine. În problemele de fond sunt cu totul și cu totul altfel. Și acum sunt cei care lucrăm direct pe sistem, așa cum colegul pe domeniul IT-ului și tot ceea ce înseamnă sistemele acestea noi, venite pentru îmbunătățirea unor activități și atingerea unor performanțe, le facem. Fără să fie o înțelegere, pentru că ele sunt mai greu de înțeles decât vorbele goale și cele de bârfă, pe care le comentăm seară de seară cu tot felul de zici specialiști, dar care nu ating fondul. Fondul nostru este acum de a clarifica care este poziția României pe anumite probleme și ce vrem să facem ca să îmbunătățim producția de valoare în România în viitor. Și cel mai... Repet, ar vrea să vă spun ceva ce se întâmplă acum. Iată, am dat legea pensiilor. Dar vreau să vă spun, cu ani în urmă, când a început restructurarea economică, mi s-a spus atunci că trebuie să mergem mai departe pe dezvoltarea producției de valoare în România, nu pe împrumuturi. Dacă nu produci valoare în România și nu aduci veniturile din sursele proprii, nu ai cum să fii independent și să creezi pe urmă așa cum vrei tu. Trebuie să fii să plătești datorii și nu datorii oarecare. Și nu din valoare produsă în România, din impozite, taxe, care la rândul lor aduc probleme mari și inclusiv în zona rurală. Aici este marea problemă. Inclusiv ceea ce se discută ca programe europene, acasă de digitalizare, de informatizare, noile tehnici care se ocupă pentru ceea ce înseamnă perspectivele unor așezări economice pozitive și durabile în viitor. De asta și am și vorbit, nu am vorbit întâmplător de politicienii cu programe și despre ceea ce despre ei ar trebui să vorbim mult mai des și mult mai clar și foarte, foarte tranșant, dar vorbim și despre trecerea la fapte, de la analize, de la planuri, de la tot felul de supoziții, de la părerologi, să trecem undeva într-un punct zero în care să spunem de aici se începe. Pentru că știm că totuși Uniunea Europeană a alocat foarte multe resurse financiare digitalizării și noilor tehnologii. Noi le pierdem pentru că noi nu avem. Degeaba spunem noi că Uniunea Europeană nu vrea. Și aș vrea să te întreb, Cosmin, s-au pierdut? Există fonduri în aceste zone? Au accesat cei din zona aceasta, agricultorii au accesat fondurile?
agricultorii au acces la fondurile, dar nu neapărat pe digitalizare. Eu mi-am dat seama în ultimii ani că mi-am dat seama unde este gripat sistemul, de fapt. Digitalizarea e matematică simplă, 1-0, 1-0. Da, avem codare, avem roboței care fac treaba pe care ar trebui să o facă oamenii. Este destul de simplu, ca aspiratoarele independente pe care le avem noi în casă. Știi de ce l-ai luat? Știi de ce l-ai luat, știi ce face, știi cât costă și așa mai departe. E matematică simplă. Problema este că la noi digitalizarea nu se va face foarte curând. Din păcate, eu sunt pesimist din acest punct de vedere. Sau realist. Sau, nu vreau să fiu realist, pot să zic doar că sunt pesimist. De ce? Pentru că nu putem să digitalizăm poveștile. N-avem cum. La noi, putem să le ecranizăm. Noi avem tot felul de strategii, dar când vine cineva și întreabă un politician, ok, vrei tu să industrializezi, cum spunea domn profesor, cum? Spunem cum. Spunem, te rog, în trei propoziții simple, cum, și eu îți fac partea de software și partea de tehnologie și partea de robotică și tot ce ai nevoie, da? Blockchain în spatele costurilor, în spatele mărfii și așa mai departe. Tu spunem cum vrei să faci asta. Nu avem capacitatea la nivel politic acum de a simplifica lucrurile ca să putem să le digitalizăm. Și din păcate pentru noi avem un exemplu foarte recent. Avem site-ul de la Registrul Comerțului. S-a oprit site-ul vechi de la Registrul Comerțului, au dat drumul la un site nou care n-a fost testat și s-a creat o degringoladă totală. De ce? Că ei aveau impresia că ideile pe care ei le au ca și digitalizare pot fi și puse în practică. Asta nu se întâmplă așa. Voi ne spuneți ce vreți și noi digitalizăm asta, dar trebuie clar. Trebuie sistemele făcute clar, trebuie simplificate foarte mult lucrurile, trebuie simplificat foarte mult cadrul legislativ, trebuie simplificat foarte mult codul fiscal. Toate lucrurile trebuie să fie simple și clare ca noi să le putem digitaliza, ca noi să punem tehnica să facă toate acele lucruri. Ar exista politici care să favorizeze agricultura și ce înseamnă digitalizarea sau noile tehnologii, domnule profesor? Nu, ele există, din păcate. Nu există niște politici foarte clare. Rămân niște programe de moment stabilite dintre responsabili din România și Uniunea Europeană, până cu rezultate pozitive, cu o perspectivă de globalizare la nivelul țării. Și are dreptate colegul de emisiune, absolut, sunt lucruri de neînțeles. Sigur că, în primul rând, aceste programe trebuie înțelese de cei care trebuie să ia decizii. Și nu de puțini ori să evite discuțiile cu specialiștii pe domeniu. Pentru că după ce stai de vorbă cu ei, poți să ajungi la ceea ce înseamnă decizii pe care o iei. O repet încă o dată, chiar dacă prin PNRR, prin programele acestea, să stabiliți niște parametri legați de digitalizare și pe care se ocupă Ministerul Digitalizării și Informatizării din România, din păcate ele nu sunt certe pentru ceea ce înseamnă aplicabilitatea lor în produse și în zona economică. În orice tip de aplicare, doar de încercare, fără să o duci în aspectul economic, nu și are valoare sau nu găsește valoare decât se transformă în pierdere pe costuri în plus. Aici este marea problemă de a fi argumentele, sigur, ele sunt de obicei foarte bine aduse, dar ele trebuie și înțeles. Nu le poate înțelege chiar un cine. Atunci, dacă mergem în pactul grupului de decizie, oameni care n-au înțeles domeniul lor de activitate, atunci e foarte greu să poți face progrese. Atunci putem să înțelegem de ce, cât de mult este descurajat cel care, agricultorul și investitorul în zona, în acest sector, pentru că el până la urmă e nevoit să se descurce în regie proprie, dacă are acces la informație, dacă are acces la și o justificare clară de ce și-ar tehnologiza, pentru că nimeni nu-l sprijină, când ar putea să fie o politică și o strategie la nivel național. Să știți că voiam să vă spunem și să vă informăm că subiectul, emisiunea de fapt este startul pentru o serie de emisiuni, AgroSmart se vor numi, în care o să vă invităm tot mai frecvent alături de alții. Vrem să fie o emisiune de informare și dacă, de ce nu, să devină
un pol în care să mergem inclusiv în teren și să putem să dezvoltăm. Că până la urmă înțelegem și rolul mass mediei, dacă alte instituții sau și încercăm să aducem și să sprijinim pe cât putem și acest sector extraordinar de important pentru noi, pentru toți, pentru români, nu numai pentru agricultori. Pentru că trebuie să înțelegem că este esențial. Eu mă bucur sincer de această idee și vreau să vă spun că în Banat, în Câmpia de Vest a țării, există niște oameni excepționali pentru ceea ce înseamnă performanțe în agricultură. Aș merge la Recaș, de pildă, dar nu numai Recașul. Viticultură. Iată, au făcut anul acesta recoltarea aproape de totalitate mecanizată. Iar în urmă cu 10-15 ani era aproape de neconceput sau doar se gândeau la astfel de tehnici. Este combinatul acesta de la Arad, care, după părerea mea, este aproape unic în Europa. Sigur, nu mergi la digitalizare, dar la perfecționare tehnică și la tehnologii foarte bine puse la punct. Mai sunt și alte unități, nu la mărimea lor, mai mici, extrem de performante și cu care se poate lua legătura, inclusiv cu regii de la Facultatea de Economie, dar nu numai. Și cele din sistemul economic, iată. Politehnica poate primi cu specialiste în altă clasă, mai ales Politehnica Timișoreană, cu specialiști tineri, cu idei foarte bune și cu dorința de afirmare și de implementare economică, ceea ce și știu bine să aplice. Ne dorim alăturarea tuturor acelora care ar putea să ajute sau să ne ajute sau, și să ajutăm la rândul nostru acest sector, pentru că, așa cum spuneam, este important ca informația să ajungă atât la oameni, cât și la cei implicați în diferitele sectoare ale agriculturii. Și este clar că trebuie specialiștii să fie cei care vorbesc, pentru că se creează o contrapondere, exact cum spuneam, în zona de informație corectă, eficientă și poate că în felul acesta reușim să creăm și un soi de presiune și să provocăm, să-i provocăm pe aceia care ar trebui să-și abată atenția și să-și propună și proiecte pentru acest sector. Trebuie să ne gândim la noi, dar trebuie să ne gândim și la copiii noștri și la ce lăsăm mai departe, un sector atât de vulnerabil, dar atât de dar vital pentru orice stat. Și așa că pentru viața pentru fără arme nucleare sau cu arme se poate trăi și fără ele, dar fără mâncare nu. Și, iar agricultura va fi necesară și nu mai neapărat pentru mâncare. În mod sigur va fi sursă de materii prime pentru diverse industrii. Cartoful, care considerăm un aliment, poate deveni extrem de important pentru industria chimică, cum este specla de zahăr. La fel, plantele tehnice, dar în același timp este și sursă de energie. Biomasa o poți transforma oricând în energie. Și din nefericire, România nu se ocupă de astfel de chestiuni, până la urmă, decât în vorbe și mai puțin în parte. Dar să știți că, până la urmă, și noțiunea de alimentație sănătoasă, alimentație, începe să dispare de tot ceea ce înseamnă această informație, acea cultură de educațională în rândul populației. Copiii noștri nu o să prea știe foarte multe de ceea ce înseamnă sectorul. Numai că vedeți când dăm drumul la anumite teorii, alimentație sănătoasă și dăm drumul la fondul acestei alimentații exact. Sănătoase, nu poate să prea. Atunci se schimbă de la un moment la altul, ceea ce nu este normal. Alimentația sănătoasă este dată de foarte mulți factori. Dar vreau să vă spun că la nivel mondial, la nivelele cele mai înalte și științifice, nu se mai discută despre ecologism și de nu știu ce produse ecologice, se discute despre produse verzi. Produsele verzi implică elemente de echilibru în natură, echilibru cu ceea ce se face omul, ca elementele tehnice trebuie să fie într-un echilibru cu natura și cu sursele pe care le producem și pe care le lucrăm, le valorificăm. Să știți deci, că din păcate, abordările nu mai sunt cele care să ne ducă și la ceea ce înseamnă implicarea inclusiv a spațiului tehnic, în totalitatea lui. Noua emisiune AgroSmart, probabil că, nu probabil, sigur ne-am propus să abordăm subiectele foarte bine structurate și vă adresăm rugămintea și invitația de a ne fi oaspete, pentru că sunteți, așa cum spuneam, unul dintre specialiștii care
Un bine degetul pe rană, drenează acolo unde este de drenat, așa cum spuneați dumneavoastră, mai inginerește și mai clar. Și clar că avem nevoie de dumneavoastră ca specialist și onest și, foarte corect. Mă mulțumesc tare mult pentru acceptarea invitației și chiar îmi doresc foarte mult. Cu plăcere și vreau să vă spun un lucru excepțional, pentru că am fost o emisiune și pentru că ați deschis o cale de dezbatere absolut necesară pentru zona de influență a postului de televiziune. Felicitări sincer! Vă mulțumesc tare mult și să știți că abia vă așteptăm, pentru că o să vă și prezentăm suita de tematici în care avem nevoie de aportul dumneavoastră, bineînțeles, și în ceea ce privește specialistul, ca să ne îndrume pe temele mari de discuție. Asigur că voi participa și vă voi și recomanda oameni care se vină în podcast. Sigur, sunt mai multe, domnule profesor, și vă dorim sănătate și spor în tot ceea ce faceți. Ne bucurăm că sunteți acolo și că cu siguranță. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumesc mult și felicitări. Mulțumim. Și colegului succes în toate. Mulțumesc frumos. Sănătate, domn profesor. E necesar. Mulțumim. Noi o să vorbim un pic despre emisiune. Ca să putem să ajungem și la zona de... Am provocat specialistul, acea voce, pentru că... Voce tocmai, grea. Da, pentru că tocmai am văzut cât de stufos e domeniul, vedem cât de multe sunt problematicile întâlnite de tine în parcursul tău de a vorbi cu, și în trasele tale de a vorbi cu agricultorii și cei care au investit în zona asta. Ne propunem în AgroSmart, în acea serie de emisiuni care se dorește o punte de comunicare între informație, agricultori, între populație, sunteți specialiști. Dar cel mai mult ne dorim să punem accent pe beneficiile tehnologizării în zona de agricultură și prin care să calculeze, ca oamenii să afle că, de fapt, nu ar trebui să se teamă de tehnologie și de digitalizare. Ce beneficii aduce digitalizarea, spuneai. Și cred că ne spunea și domnul profesor, dar cel mai mult ar trebui să punctăm că digitalizarea și noile tehnologii, de fapt, nu aduc costuri mărite. Nu. Nu aduc costuri mărite. Depinde și unde le folosești, depinde cum le încadrezi în fluxul tehnologic. De asta sunt niște chestiuni foarte importante care ar trebui cumva comasate. Exact ce zicea și domnul profesor. Avem politicile. Ok, de aia nu ne putem ocupa noi, nu le fac, sau nu în mod direct. Avem partea de educație, avem partea de informație, avem partea financiară. Dacă noi ce putem să facem, putem să facem partea de informare, partea de să dăm oamenilor informația, măcar atât putem face. Partea de educație este o chestie care ține de fiecare în parte cât dorește, până unde dorește să meargă. Partea financiară va veni în momentul în care ai informațiile și cauți oportunitățile și partea financiară va veni. Dar pe asta va trebui să mergem, pe partea de informare, în primul și în primul rând, pentru că tehnologia pare un fel de sperietoare așa la prima vedere și telefonul, smartphone-ul când a apărut prima oară, părea un fel de sperietoare, dar acum toți mergem cu el în mână. Ea se va întâmpla, digitalizarea se va întâmpla, fie că agricultorii vor sau nu vor, va fi cumva obligatorie, pentru că produce reduceri de costuri. De-aia multinaționalele, am avut un examen fundamental, pandemia. Am văzut cum oamenii închiși în casă nu pot produce. Companiile ce au făcut? Stai puțin că digitalizăm. Înlocuim oamenii cu digitalizare. Atunci s-a putut. De ce? Pentru că am fost obligați. A fost provocarea, exact. Este și datoria noastră să lansăm provocări. Este și datoria noastră să aducem studii de caz.
ca oamenii agricultori să vadă, să vadă exact păi asta, ce se întâmplă. Asta ne și propunem ca emisiunea asta de fapt sau producția aceasta să fie una de deopotrivă de a informa, de a educa și de a exemplifica foarte mult prin tot ceea ce înseamnă beneficii sau ceea ce presupune exact digitalizarea în esență. Ceea ce înseamnă să-ți poți studia și să-ți poți controla foarte bine zona de investiții, adică tot ceea ce cultivi, tot ceea ce recoltezi sau tot ceea ce poți. Fie că este vorba de drone, fie că este vorba de stropiri, exact zona ta de preocupare, dar o să vorbim în cadrul AgroSmart, emisiunilor care o să înceapă foarte curând, o să anunțăm primele emisiuni, pentru că suntem în etapa de a definitiva partea de colaborări și de filmări efective. Și cu asta mai avem ceva de spus. Spune tu despre Smart. Despre AgroSmart. Care ar fi, pentru că tu ești actorul principal acolo, de fapt. Tu ești specialistul și tu ești realizatorul. Ce ziceam și mai înainte, e foarte important să le dăm oamenilor informații. Acum, ce fac ei cu informația aia este strict treaba lor. Datoria noastră este să le dăm... Dar problema că putem să creăm și o punte putem, de evident, a crea și de a aduce și subiecte de interes sau de a răspunde la o serie de întrebări, pentru că poate să existe un soi de interactivitate Obligatoriu ar trebui să existe o interactivitate. Obligatoriu, partea de tehnologie, partea de digitalizare este într-o mișcare continuă. Tot timpul apar informații noi, tot timpul apar tehnologii noi. Și exact și cum ziceam înainte, dacă nu folosești tehnologia de azi, o să-ți fie destul de greu să te adaptezi direct la tehnologia. De undeva trebuie să pornești. Cu atunci, cât o pornești mai târziu, cu atât ceilalți. Va fi mai greu. Și a doua, ne mirăm de ce nu suntem performanți pe piață, pentru că noi nu am pornit și nu suntem încă la nivelul nici... Vorba aceea, alții au deja schimbat trei generații. Da, au schimbat trei generații și până la urmă, agricultura este un sector privat, un sector antreprenorial. Trebuie să fii performant. Dacă și trebuie să o gândim și interveniește. Dacă nu ești performant, atunci clar viitorul nu arată bine. Și aș vrea să te întreb ceva. Cei care au ajuns la un grad de performanță, pentru că tot vorbea domnul profesor de o mare entitate economică în zona de agricultură, de la Arad, și pe care cred că cei mai mulți o cunosc, e un reper și e ceva de excelență, este pentru că ei au înțeles ce înseamnă importanța, adică este un exemplu de bune practici, de ce înseamnă antreprenoriatul de succes și flexibilitate și curajul de a aborda antreprenorial cu o strategie bună? Sau... Da. Da, este și multă știință în spate, acolo este foarte pragmatic abordat subiectul, este foarte bine închis lanțul de producție, comercializare. Exact. Adică planul de business e bine făcut. Bine făcut. E bine făcut. Culmea nu este neapărat o entitate care a adoptat tehnologia de viitor, momentan se pregătesc, dar este... Exact cum ziceam mai înainte, până la urmă, agricultura este un business. Și acolo este un plan de business bine făcut, foarte bine implementat. Păi despre asta o să vorbim și o să prezentăm și ceea ce înseamnă mic antreprenor, mare antreprenor, medii, cei care au curajul, și o să vorbim despre ei și despre ceea ce a însemnat parcursul lor. Cum de altfel o să vorbim și despre specialiștii care ar putea să îndrume în tot ceea ce înseamnă etapele de management, de implementare sau de construire a unui plan și de ce nu despre tehnologie, despre ceea ce folosim ca materie primă, da, ceea ce înseamnă substanțe, ceea ce înseamnă alimente și produse agricole. Și foarte important, obiective pe termen lung,
planificarea, cum ziceam că lipsește în politică și e foarte importantă, la fel e și în agricultură. Probabil că o să provocăm și unii dintre cei care își doresc să ne propună strategii, să fie alături de noi și să ne răspundă. Eu sunt dispus să provoc pe oricine care vrea binele. Corect. Deci pe oricine care vrea binele sunt dispus să-l provoc la discuții, pentru că nu este la foarte... sterile, ci la soluții. Exact, exact. Nu la discuții sterile. Mulțumesc tare mult, Cosmin. Și ce să-ți spun? Să-ți urez succes, pentru că trebuie să spunem că parteneriatul cu tine, adică și alăturarea ta pentru acest proiect ți se datorează. Asta este corect, chiar dacă ne-am fi dorit un om care să aibă informațiile din teren, de la oameni direct, și un om care să aibă viziunea asupra zonei. Ne-am intersectat în ceea ce privește nevoia de a aduce aceste informații și de a coagula acest sector atât de important pentru români. Și îmi doresc tare mult, eu, din perspectiva mea, ca oamenii să aibă acces la o informație corectă și care să nu mai debusoleze într-o măsură atât de mare, să nu mai credem tot ceea ce circulă pe internet, exact cum spunea și domnul profesor. Noi suntem cei care decidem sau ne decidem soarta și ceea ce avem. În spatele tuturor scuzelor și aruncăm tot felul de vin spre Uniunea Europeană, spre forțele oculte sau spre... Nu, noi suntem principalii vinovați pentru ceea ce se întâmplă în acest sector și chiar și pentru reticența față de noile tehnologii. Tot noi purtăm. Da, Uniunea Europeană ne dă niște linii directoare, niște linii care să ne ajute ca și Uniune. Da, dar pe de altă parte avem și niște finanțări. Dar nu ne face treaba acasă. Nu ne face treaba în casă. Aia e problema. Prima dată noi ar trebui să avem propria noastră strategie și deciziile trebuie să le luăm noi aici, că nimeni nu le ia în locul nostru. Da. Pentru asta avem nevoie de oameni de stat, avem nevoie de ca noi să fim mai uniți și să conștientizăm că tot ceea ce cerem, cerem pentru noi. Și a doua, să depășim a doua etapă, să depășim faza de discuții sterile și să trecem și la fapte. Vedem cum. Ceea ce noi am început. Deja începem AgroSmart în curând. Da. Mulțumim tare mult. Mulțumesc, Cosmin. Cu mare drag. Și baftă. Mersi. Vă dorim să vă fie bine și ne vedem în curând.